Toate suntem ca să se acorde pentru educație 6% din fondul din PIB-ul României. În condiție, în ziua de astăzi, în învățământ, nu sunt tocmai europene. Rezolva situația. Ieșim până se rezolvă. Pentru 6%, pentru burse mai mari pentru studenți, pentru că în momentul de față acoperă doar cazarea la cămin și poate 10 mese la cantină. Pentru net în cămin, pentru că sunt rețele bune, dar netul nu merge pentru că nu sunt condițiile, adică se mai strică câte ceva și nu există bani. Pentru că în cămine trebuie să avem grijă singuri de camerele de cămin. Au intrat hoții peste noi, pentru că trebuie, ca un om să fie angajat, trebuie alți 6 să fie dați afară. Și atunci nu sunt bani, din cauza asta trebuie să luptăm. Să ne dea banii care în lege au susținut că ni dau, adică 6% și de fapt sunt 3,20. Și nu e ok, trebuie să ne dea și de-aia luptăm. Vrem condiții mai bune. Ați protestat și în vară, ce s-a rezolvat? În vară a fost un impuls, un imbol, doar ne-am anunțat că o să facem în toamna asta și drept urmare, în toamnă iese toată lumea. E un protest național, o să iasă toate centrele universitare din țară. Pentru 6%, pentru educație, nu? Care e cea mai mare nemulțumire? Căminele, în principal. Sunt condiții nu prea bune și sperăm că în urma acestui protest poate trezim vreo, nu știu, ceva, să se va mișca ceva, se vor face condiții mai bune, să sperăm. Politehnica, un brand pentru toată țara prin mesajul transmis. Sunt convins că demersul vostru va avea un eco. Cum la fel sunt convins că nu mulți din parlamentari și guvernanți ar trebui să ocupe astăzi posturile pe care le au, ci numai împrejurarea de pupincurism politic. Protestăm pentru burse mai mari, burse pentru mai multe lume, pentru cămine mai cu prețul mai ieftin, pentru condiții mai bune în cămine, pentru condiții mai bune în facultate, pentru laboratoare mai dotate, pentru mobilierul din săli mai bun, este vechi și nu, pentru securitate în cămine, nu avem paznic în toate căminile și Politehnica nu are bani să plătească toți angajații, paznicii. În plus, trebuie să ne securizăm noi singuri camerele, sau dat spargeri în cămine,
n-avem ce face. Singurul lucru este protest. Și în legea educației naționale se scrie în articolul 8 că trebuie dat 6% din PIB pentru educație și se dă undeva pe la 3%. Așadar, vreți să trageți un semnal de alarmă? Da, vrem să tragem un semnal de alarmă, dacă nu, tot aici vom fi. Dacă nu... Câtelea protest este? Al doilea. Am mai făcut unul în vară, în Timișoara, de data asta, în această zi, este național, este în toată țara, în toate centrele universitare, în toată România. Și la ce concluzie ați ajuns? Păi facem protest, dacă nu, probabil o să facem grevă.